Se vrea a fi un loc cu o oază de liniște și perfect pentru relaxare, dar a fost transformat într-un simbol al nepăsării. Plaja Gostinu din județul Giurgiu este un loc sălbatic, neamenajat, iar acum s-a transformat într-un covor de gunoaie. Mucurile de țigară sunt peste tot în nisip, chiar dacă primăria a amplasat câteva tomberoane. Peturi, sticle, dar și urmele unui grătar. Toate acestea le găsiți chiar la câțiva metri de plajă. Mai mult, cei care ajung aici, pe plaja Gostinu, sunt întâmpinați de un afiș care spune foarte clar: plaja este neamenajată, mai mult, nici apa din Dunăre nu este verificată de autorități, respectiv scăldatul este interzis. Apa nu e verificată de autorități. Aveți vreo îngrijorare în sensul ăsta? Nu, cu nicio apă nu mai e curată. Dacă vă duceți în Constanța, a fost eu de curând și nu. Chiar nu e ok. Deci aici nu găsești algi, acolo n-am putut să stau. E puțină relaxare, puțină liniște. E mai rustic, așa, mai ne... Dacă nu e de pite... Cui îi place cu cortul, cu liniștea. Să lăsăm în urmă curățenie. Asta e esențial. Pentru că... Dumneavoastră ce faceți cu gunoi? O am punge acolo. Știți dacă sunt și toalete în zonă? Asta nu cred. N-am văzut. Și cine are nevoie, unde merge? Acum, Dumnezeu mă iertă, una este, dar nu. Bine că asta este. Nu. Ar fi, da, ar fi necesar un loc, dar... Și acum, nu știu, totul e de partea de educația noastră. Într-un colț de plajă se găsesc un bar cu o bucătărie improvizată și câteva șezlonguri spre închiriere. Vreau să vă întreb dacă există și un... există și o toaletă sau ceva aici? Nu. Deci nu există așa ceva? Nu. În pădure. În pădure toată lumea merge? Pe lângă ce găsesc la fața locului, și drumul până la plajă este o adevărată provocare pentru șoferi. Malul se surpă, iar gropile s-au transformat în mici cratere. Pe malul Dunării trebuie investit, așa cum admirăm la vecinii noștri sau la cei, la țările care sunt pe malul Dunării. Ne place să mergem la Praga, dar putem să facem și noi un loc minunat aici. Vreo investiție pe viitor? Vă gândiți la asta? E exclus. În zona inundabilă nu se aprobă niciun fel de investiții. Am înțeles. Adică acolo, ca să înțelegeți și mai bine, acolo plaja depinde de existența sau inexistența ei, de cotele apelor Dunării. Ce aveți să le transmiteți oamenilor care merg, dar din păcate nu strâng din urma lor gunoaiele? Haide, aia o face o voluntar. Deci fără să face neamenajată. Nu e în administrarea nimănui. Conform legii, abandonarea deșeurilor în spații publice, inclusiv în natură, se pedepsește cu amendă de la 3.000 la 6.000 de lei.